Am trecut deja la ora de vară, dar în unele zone ale țării încă se mai schiază. Zeci de împătimiți ai sporturilor de iarnă s-au strâns ieri la Cavnic, la ultima competiție de sărituri cu snowboardul din acest an. Și au făcut spectacol. Zeci de tineri s-au strâns la Cavnic pentru a se bucura de ultima zăpadă. În fața juriului, fiecare a încercat să demonstreze că este cel mai bun snowboarder. Parcă e mișto, e fain, e compactat, sunt elemente foarte creative, poți să faci absolut ce vrei aici. Lumea din snowboarding și din freeskiing știe că la final de iarnă, la studunii Marte, vine în zona Maramureșului. Zăpada e ok, așa, de sărituri? Da, au rămas destul de mult, pe pârte, cu toate că a fost foarte cald. Ar fi fost mai fain să fie un pic de soare. Iar căzăturile nu aveau cum să lipsească de la un asemenea eveniment. Toate au fost spectaculoase. Mai greu cu căzăturile un pic, nu? Nu sunt chiar așa grave, cum par. Ok, sunt foarte dureros. După competiție, toți participanții au petrecut într-un club din Baia Mare.